Ziua bună, dragilor! Sunt Laura Laurențiu și vă spun încă o dată bun venit în bucătăria mea ca să încercăm împreună o nouă rețetă delicioasă. Salata Alarus în varianta ei vegană, adică de post. Cei mai mulți dintre noi deja știu că salata Alarus este un fel de bunică a salatei de băf pe care o îndrăgim atât de mult în țara noastră. Ei bine, această salată Alarus se poate face cu tot felul de cărnuri, de la pasăre până la cea de vită, băf, cum facem noi, dar poate să fie și vegană, așa cum o să vă arăt astăzi, pentru că o voi face doar din legume și voi face și o maioneză vegană. Ingredientele pentru salata Alarus de post sunt foarte simple și la îndemâna oricui le avem în fața mea pe masă. Voi folosi 450 de grame de morcovi, adică 4 morcovi de mărime medie, 600 de grame de cartofi, 150 de grame de păstârnac, 100 de grame de rădăcină de pătrunjel, 100 de grame de rădăcină de țelină. Voi folosi 200 de grame de castraveciori în oțet, dar cantitatea este adaptabilă gusturilor voastre. Dacă nu vă plac prea mult, puteți să reduceți cantitatea sau dimpotrivă, dacă vă plac foarte mult, puteți să puneți chiar mai mult. Sau puteți să folosiți jumătate castraveciori în oțet, jumătate gogoșari. Vom folosi 200 de grame de mazăre fină. Eu am ales să folosesc mazărea din conserva Dosi, pentru că este un soi selecționat, e într-adevăr o mazăre foarte fină și foarte gustoasă și în general conservele Dosi sunt de calitate premium și nu conțin nimic altceva decât legume, apă și sare. Sunt 100% naturale și de încredere. În plus, mazărea din conservă mi se pare o alegere practică pentru că nu mai trebuie să pierd timp ca să o gătesc. Iar salata Alarus, chiar dacă este de post, are nevoie și de o maioneză și, așa cum deja v-am dezvăluit, eu voi face o maioneză vegană. Pentru asta voi folosi lichidul dintr-o conservă de năut, la fel este o conservă produsă sub brandul Dosi și are exact aceleași calități ca și conserva de mazăre, 100% naturală, nu conține nimic altceva în afară de năut, apă și sare. Eu voi folosi doar lichidul, așa numita aquafaba, care este plină de proteine și care are calitatea de a se emulsifia împreună cu uleiul. Astfel vom obține o maioneză. Voi avea nevoie și de 250 ml de ulei. Voi folosi muștar pentru asezonarea finală a salatei, bineînțeles sare, piper alb și zeamă de lămâie. Hai să ne apucăm de treabă. Primul lucru pe care îl voi face va fi să pun cartofii bine spălați la fiert în apă. O să adaug și o linguriță de sare pentru că coaja este totuși permeabilă și va permite o oarecare asezonare. Pentru această salată eu prefer cartofii fierți în coajă pentru că vor avea o textură mult mai bună și își vor păstra mai bine forma față de cei fierți deja curățați. Apoi voi pune la fiert și morcovii curățați și restul rădăcinoaselor, țelina, păstârnacul și pătrunjelul. Adaug și o linguriță bună de sare. Și iată și un ingredient pe care nu l-am menționat de la început, pentru că e cu totul opțional, o ceapă de mărime medie tăiată în jumătăți, pe care de altfel nu am menționat-o de la început, pentru că nu o voi folosi pentru salata Alarus efectiv, însă o pun aici în lichidul în care vor fierbe rădăcinoasele, pur și simplu pentru a-i da un gust mai bun. Pentru că această supă de legume e o bază foarte bună pentru o supă cremă, pentru o tocăniță sau cine știe ce alte preparate ne gândim să mai pregătim. Am fiert atât cartofii cât și rădăcinoasele la foc potrivit spre mic, tocmai în ideea de a nu se sfărâma și de a avea o textură bună și de îndată ce sunt fierte, dar încă au o textură, le scoatem pe un tocător sau pe o tavă fără să le suprapunem și le lăsăm să se răcească. Trebuie să fie foarte bine răcite înainte de a le toca. Cartofii am verificat cu o furculiță care intră ușor în ei, sunt bine fierți, îi scot și tot așa îi las să se răcească bine înainte să îi decojesc. Înainte să începem să tocăm legumele, vom curăța cartofii care se decojesc foarte ușor. Până când cartofii se mai răcesc puțin, încă sunt ușor călduți, celelalte rădăcinoase s-au răcit complet, o să scurg mazărea. Mazărea din conserva Dosi e mazăre fină și cred că știți că adevărata provocare atunci când este vorba de salata Alarus sau o salată de băf este să tocăm toate ingredientele la dimensiunea bobului de mazăre. Ei bine, această mazăre este foarte, foarte fină
și va fi o adevărată provocare, după cum v-am spus. O scurg bine de lichid și o să cântăresc să folosesc exact 200 de grame. Voi începe așadar să toc legumele. Încep cu morcovul, tai prima dată în felii, apoi în bastonașe și apoi îl tocăm în cubulețe. Continuăm identic cu albitura. Pe măsură ce tocăm legumele, le punem într-un castron încăpător în care am cântărit și mazărea. Și în final, tocăm și cartofii. Veți vedea că dacă va fi să întâmpinăm niște dificultăți la tocat, vor fi la cartofi, pentru că la aceștia cubulețele se vor cam lipi unele de altele și va trebui să le desfacem noi înainte de a le pune în castron. Iată, am terminat de tocat legumele și am tocat și castroveciorii murați, pe care îi adaug în același castron. După cum v-am spus de la început, puteți toca și niște gogoșar roșu, dacă aveți. Unii mai pun măsline, alții pun și capere. Dacă sunt pe gustul vostru, puteți să le adăugați, desigur, într-o proporție corectă, ca să nu domine gustul celorlalte ingrediente. Pentru maioneză, voi deschide conserva de năut și voi scurge tot lichidul printr-o sită care va reține boabele de năut, această aqua faba, lichidul de care avem nevoie pentru maioneză, urmând să fie colectat într-un castronel. Boabele de năut le voi păstra în frigider și mâine dimineață voi face un humus delicios, deci nu se pierde nimic. În paharul înalt al blenderului de mână, torn lichidul viscos din conserva de năut. O cantitate de 50-60 de ml este suficientă. Adaug de la început o lingură de muștar și 200 de ml de ulei. Adăugat tot deodată, cam atât. Acum, pur și simplu, imersez blenderul de mână în pahar și încep să prelucrez. La început nu ridic deloc blenderul de pe fundul paharului, apoi încep să-l ridic ușor, din când în când. Incorporând aer și ajutând la formarea maionezei. Observăm cum deja începe să se ridice la suprafață amestecul emulsionat. O să rotesc blenderul ca să vedeți mai bine. Ridic, încep să ridic. Insist. Și iată, maioneza este gata. Acum, dacă dorim să fie mai groasă și, evident, vom avea nevoie și de o cantitate mai mare, putem să continuăm să adăugăm ulei. De la început am pus 200 de ml, acum mai adaug 50 de ml și îl încorporez și pe acesta. Asta e ceea ce am obținut. O maioneză foarte consistentă, uitați, pur și simplu se ține de blender. Este 100% vegană și o putem folosi cu succes pentru această salată a la rus, dar și pentru alte preparate. Acum o să cântăresc 200 de grame din maioneza pe care am pregătit-o, pe care o voi asezona foarte bine. Să știți că este deja asezonată parțial, pentru că aqua faba, lichidul din conserva de năut pe care l-am folosit ca bază, conține puțină sare, dar oricum va trebui să mai adăugăm, pentru că maioneza este cea care va da gustul tuturor ingredientelor din salata noastră rusească. Iată, am pus aici 210 grame, nu e nimic că punem cu puțin în plus, iar restul maionezei pregătite o să o păstrez pentru decor. Și în funcție de decorul pe care vreți să-l realizați, e sigur că puteți să mai adăugați ulei și să sporiți această maioneză vegană conform nevoilor voastre. Pentru asezonarea maionezei o să adaug restul de muștar. Dacă vă place în mod special, folosiți muștar mai mult, dacă nu, nu. Mai adaug și o linguriță rasă de sare. Presar puțin piper alb. Merge puțin mai mult. Amestec.
Și acum o să adaug zeama de la jumătate de lămâie. O să o storc prin sită ca să rețin aici sâmburii. Lămâia va și face maioneza ceva mai fluidă și salata noastră va deveni astfel mai ușor de amestecat. Și odată ce am asezonat maioneza, o să o adaug pe toată peste legumele tocate din castron. Apoi o să-mi pun o pereche de mănuși și o voi amesteca foarte bine. Pentru că nu există niciun fel de instrument mai bun decât mâna omenească, chiar sunt convinsă că nu avem cum să amestecăm salata asta cu nimic mai bine decât cu mâinile înmănușate. Încerc să nu strivesc legumele, le ridic ușor și las maioneza să ajungă pe fiecare în parte. Am omogenizat bine salata, am gustat-o, am mai adăugat un pic de suc de lămâie pentru gustul meu, pentru că îmi place puțin mai acrișoară, deci este important ca după amestecare o gustați și să-i ajustați nivelul de sărat, de acru, să fie exact așa cum vă doriți și practic în momentul ăsta ar fi bună de servire, dar eu m-am gândit să vă arăt și o variantă de sărbătoare, pentru că, uite, și în perioada postului putem să avem anumite evenimente în care avem nevoie de un aperitiv care arată foarte bine. Și pentru asta am ales să o montez în această formă ovală. Mai întâi o să căptușesc forma cu folie alimentară, asta ca să am siguranța că voi scoate ușor salata din formă, în final. Și apoi o să pun salata în această formă și o să o presez bine cu lingura, așa încât să am siguranța că nu rămân goluri. Și în final nivelăm foarte bine și vom acoperi forma cu folie alimentară și o dăm la frigider măcar 3 ore, preferabil peste noapte. Astfel salata va deveni mult mai fermă și își va păstra forma frumos atunci când o vom răsturna pe un platou. Acoperim cu folie, în cazul în care marginile nu sunt suficiente, sigur că da, mai adăugăm altă folie alimentară, așa cum este și cazul meu. Salata astfel pregătită merge la frigider, iar ceea ce a rămas în castron, cam 2 linguri, va face imediat deliciul bucătarului. Iată, salata noastră a stat, după cum vă spuneam, o perioadă la frigider și acum a ajuns și momentul să o răstorn pe un platou, așa că o să dau la o parte folia, o acopăr cu platoul și apoi, dintr-o singură mișcare, o întorc. Ridic forma și îndepărtez folia cu care am căptușit platoul. A ieșit perfect. Deja arată foarte bine, chiar și așa simplă. Mie, de fapt, îmi place să-i văd structura în mozaicul ăsta colorat. Vă spuneam aseară că au mai rămas 2 linguri pe care le-am păstrat pentru mine. Ei bine, nu s-a putut. Pofticioșii familiei au fost pe fază și au vrut cu toții să guste. Și vreau să le spun că această variantă vegană a acestei celebre salate le-a plăcut foarte, foarte mult. Din maioneza păstrată am pus puțin într-un poș și prima dată voi delimita niște ferestre, să spun așa, care vreau să rămână libere, neacoperite de maioneză, pentru că, așa cum vă spuneam, îmi place foarte mult și acest mozaic colorat, vreau să se vadă despre ce e vorba, iar restul maionezei o să o distribui pe deasupra salatei și o să o nivelez frumos cu o spatulă. Și după ce am netezit bine maioneza de la suprafață, cu o altă maioneză pe care am pus-o într-un poș la care am atașat un dui cu deschizătura stelată, voi începe să decorez salata cu niște aveline turnate de jur împrejur. Și după asta o să aplic niște decoruri pe care le-am decupat din morcovi, măsline și frunze de pătrunjel. Dragilor, înainte de poftă bună, mai am să vă spun doar 2 vorbe. Aceasta este salata mea Alarius în varianta de post, dar totuși cu un aspect festiv. Am decorat-o după gustul meu, într-o manieră clasică și știu și eu că există o întreagă nișă artistică dedicată decorării acestui gen de salate. Dacă rețeta mea de astăzi v-a plăcut, aflați mai multe detalii despre ea, dar și despre produsele Dosi, accesând linkul din descrierea videoclipului. Și nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube Laura Laurențiu, unde vă aștept mereu cu noi idei și povești delicioase.